S-a întâmplat vreodată ca iubita să vă bănuiască de faptul că ați înșelat-o cu o tipă despre care voi sunteți conștienți că nu s-ar f*** cu voi? Văd că nu știi cum să reacționezi? Ești... Stai puțin, tu crezi că... Tu crezi că fata asta... Hă? Am șanse la ea? Te acuză că ai f***o pe tipă înaltă, frumoasă, țâțe, c***o. Ești, da, ești foarte inteligent. Eu pot să f***o femei ca asta, dar am ales să stau cu tine, Georgiana de 1.64 din Urziceni. Bravo, foarte bine. Da. Eram o dată cu ea în mașină și a intrat la radio o piesă ceva de genul ăsta. Nu există drog mai tare decât sexul. Și noi ne-am uitat unul la altul și am zis, o fi dacă te pricepi. Mie mi se pare că cel mai tare drog e lenea. Lenea este fix un drog. Îți rezolvă problemele pe moment, dar îți complică viața mai târziu. Fix drog, credeți-mă. Eram la magazin, am ajuns la casele de marcat, mi-am dat seama când am cumpărat muștar, îmi băgasem două liniuțe de lene mai devreme și am zis, bă, lasă-mă că vin mâine după muștar. Am scutit azi 20 de secunde, dar pierd mâine 10 minute. Fix drog. Și dacă vreți să vedeți dacă puteți deveni dependenți de drogul ăsta, lenea este următorul exercițiu. A stat vreodată în pat uitându-vă la teleshopping mai mult de 20 de minute? Uitați la teleshopping mai mult de 20 de minute, e o problemă acolo. Că mai și comentezi, cine dracu ar cumpăra așa ceva? Te uiți, ia, mai sunt 6 bucăți diamant din plastic la 1 milioane, poate mi-l iau pe ăsta. Și se pare că noi românii avem un pic chestia asta așa, adică... Vi s-a întâmplat vreodată să dormiți 16 ore și după aceea să vă mai întindeți un pic? Păi 16 ore de somn și bă, trebuie să mai stau 20 de minute, că mi-e rău. Efectiv, nu pot să plec așa. Hai, e nasol. Adică, v-ați trezit vreodată la 6 dimineața, puși pe treabă, ați băut o cafea bună, v-ați culcat la loc? Se întâmplă, muncim mâine. De-aia vă zic, noi românii, noi suntem niște afaceriști incredibili. Bă, incredibili. Noi românii, dacă ne apucăm de muncă, pai de cap. Noi distrugem economia din lumea asta, noi sărim peste toți, efectiv. Doar că noi preferăm stilul de business parazit. Adică ne facem afacerea noastră în afacerea altcuiva. Înțelegeți? Dacă te angajezi frizer, după program mai bagi 2 clienți, atenție, ai tăi. Nu-i salonului, ai tăi. Noi în România facem bani din cărți, dacă vine să credeți. În România se fac bani din cărți în ultima perioadă. V-ați văzut câte cărți se vând? Efectiv, eu am 5 prieteni care au scris câte o carte și nu mă învârt în vreun grup de intelectual sau ceva. Când zic prietenii, bă, citește că te ajută și mă duc prin librării să citesc cărți și văd titlurile alea, mă enervează titlurile de acum. Sunt prea lungi, pur și simplu, mult prea lungi. Mă enervează arta subtilă a nepăsării, învață cum să spese mai puțin. Mult prea lungi. De-aia îmi plăceau autorii vechi, că erau simpli. Ion. Vrei să citești? Bine. Nu vrei să citești? Treaba ta. Te descurci. Acum toată lumea scrie cărți. Dacă ești influencer și ai peste 100.000 de followers pe Instagram, gata, trebuie să scrii o carte neapărat. Adică îți vine brevet de la Instagram. Tu zici, băi, eu sunt influencer, eu mă frec cu c***ul de cactus, nu știu să scriu cărți. Trebuie. Zic, bă, inventează că ai o traumă. Scrie ceva să vindă. Andreea Raicu a scris o carte care se numește Secrete aflate pe pielea mea. Are și subtitlu. Frumusețe, iubire, acceptare. Bă. Să fim serioși. Eu n-am citit cartea Andreea Raicu, dar știu secretul ei. Și dacă vreți, vi-l zic și vouă. Vreți să vi-l zic? Da. Secretul ei este... Așa s-a născut. Frumoasă de la Dumnezeu. Adică dacă nu ești frumoasă de la Dumnezeu, nu o să te ajute secretele de la Andreea Raicu. Nu funcționează. Dacă ești sărac și citești cărți despre îmbogățire, ai o mică șansă, dar o ai. Dacă ești urât și citești cărți despre înfrumusețare, nicio șansă. N-a plecat niciodată Mariana Urțică vineri seara după birou și s-a întors luni dimineața o splendoare. Ce a făcut? A citit cartea Andreea Raicu. Scria acolo să te speli pe ochi cu apă ținută la frigider 7 minute și să spui castraveți pe ochi. Și dacă nu funcționează, ai răspunsuri la final, ca la manualul de algebră. Scrie, operează-te.
la toate subpunctele. Luțu Cămătaru a scris o carte. N-am citit-o, dar cred că e dezvoltare personală. Pe el cu asta se ocupă. A scris o carte cu Codin Maticiuc. Știți cum a scris cartea asta? Codin Maticiuc s-a dus la Nuțu Cămătaru acasă, s-a înregistrat în timp ce îi punea întrebări Codin lui Nuțu și după aia Codin a angajat pe cineva să scrie efectiv cartea asta. Așa s-a întâmplat. E același om care face temele din clasa 5. Ce bune! Practic, acum Codin Maticiuc este nou tip de scriitor de la noi din țară. Este scriitor ascultător. Mihai Morar, împreună cu părintele Necula, apar pe coperta cărților cu căști la urechi și cu microfoane în față. Deci voi vă dați seama că ăia în afară se chinuie să facă variante audio după cărți. Și noi în România facem variante scrise după podcasturi. Asta. Bă. Vreau să fac câteva cărți. Prima se numește Operează-te de apendicită acasă. Pentru că vreau să merg mai pe medicină, știi? Nu prea acoperită la noi în țară zona asta. A doua carte, Surprinde-ți infartul. Îți pare bună și asta. Și a treia, când o să devin eu foarte cunoscut, o să se numească Lasă-ți diabetul cu un gust amar. Vă mulțumesc foarte mult. Asta a fost. Nu, 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 nu.